Mașini franțuzești. Momentan nu mi-am spus părerea despre aceste mașini, care nu sunt deloc rele. Le găsim la prețuri bune, fie că sunt noi, fie că sunt second hand. Sunt câteva minusuri la ele, ca la orice alt brand. Arată bine, iar una dintre aceste branduri franțuzești se află în Formula 1. Cred că este chiar lider, dacă nu mă înșel. Când vorbim de mărci franțuzești, vorbim de Renault, Citroën și Peugeot. Sper că nu mai sunt altele, dar cred că astea sunt cele principale care ne interesează, cel puțin în Europa, cel puțin în România. Peugeot și Citroën, mi se pare că e cam același lucru, diferă foarte puține lucruri, nu știu, designul, câteva motorizări, în rest sunt din grupul PSA, ambele sunt cam aproape identice din punct de vedere tehnic, nu știu ce lucruri diferă, dar sunt foarte similare. Asta este ideea. Iar Renault are motorizări, modele diferite, alt tip de marketing. Renault este peste vânzări la nivel european, este peste Citroën, peste Peugeot. Fiecare excelează la câte ceva. Renault are motoarele pe benzină care au fost puse pe Dacia Logan 1.2, 1.4, 1.6 MPI, absolut fenomenale, fiabile, rezistente, simple, clasice, suportă foarte bine GPL-ul. Și motorul de 0.9 turbo în 3 cilindri, deși nu sunt fan 3 cilindri, este un motor reușit. Nu am apucat să îl conduc, să fac un review, dar l-am condus de câteva ori când lucram în service. Iar motorizările acestea noi de 1.3 turbo de, nu știu, 130 de cai se simt puternice și cred că sunt și rezistente, chiar dacă vorbim de un motor mic supraalimentat. Mai sunt desigur motoarele din gama Renault Sport de 1.6 benzină pe Twingo RS, care se turează și sună bine. E o mașină accesibilă din punctul meu de vedere, având în vedere ce senzații îți oferă. Este simplă, este fiabilă, este cu valențe sportive, să zic așa, mașina. Ar mai fi Clio RS, care la fel, găsim motorul aspirat, găsim motorul 1.6 turbo din gama mai nouă, găsim cutii manuale, găsim cutii EDC sau cu dublu ambreiaj. Renault știe să facă mașini sport cu tracțiune față, hot hatch-uri, sunt printre cele mai rapide pe circuit, ei nu excelează pe tracțiune integrală, nu știu ce fel de sistem de tracțiune 4x4 de fapt, nu integrală, au pe SUV-urile lor, dar în orice caz nu sunt cine știe ce. În schimb, ele ca mașini sunt rezistente și le găsim la un preț decent, zic eu. Acum, fără să fiu răutăcios cu alte branduri, Renault este peste multe alte branduri nemțești în termen de fiabilitate. Doar că nu-ți oferă luxul brandurilor nemțești și, na, unele lucruri sunt puțin cam așa când lucrezi la o mașină, adică sunt mecanici la care te duci: bună ziua, vreau să repar și eu o mașină, și zice din start: nu Fiat, Opel și franțuzești, să n-aud, pentru că nu vreau să repar, pentru că sunt puse aiurea, pentru că nu știu ce. Deci sunt mecanici care refuză să lucreze la mașini franțuzești, ei lucrează doar la mașini nemțești, japoneze sau eu știu, la ceva simplu. Poate că la Logan lucrează, dar în rest nu prea vor să lucreze la mașini franțuzești. Pentru că, de exemplu, la un Renault Megane 2, ca să schimbi un bec pe fază scurtă, trebuie să te cam bași pe sub roată sau să dai bara jos. La Renault Scenic, sigur trebuie să cam dai bara jos ca să schimbi un bec. Și la multe alte modele. Adică la Logan sau la un Golf sau la orice altă mașină, și Logan nu este tot din gamă franțuzească până la urmă, ai un, nu știu, o protecție de cauciuc, o dai jos, scoți becul H4, plug and play, l-ai scos, l-ai pus, ceau, 5 minute. Nu, la alte modele Renault, ca să schimbi un bec, trebuie să dai bara jos. Bine, că și la BMW, ca să schimbi becurile Angel Eyes, care la cele care sunt cu halogen, practic e un beculeț mic, la fel, e cam incomod să îl schimbi și ar fi ideal să ai un elevator, ca să nu te chinui prea tare. Deci și la alte branduri această problemă. Așa, să continuăm cu motorizările. Deci 1.2, 1.6, MPI, 0.9, 1.2, 1.3, turbo sunt ok. Din ce am auzit, din ce am văzut, din ce am condus, în special cele aspirate sunt indestructibile. Motoarele diesel sunt atât de bune încât au fost cumpărate și de cei de la Mercedes, se folosesc pe A-Class, B-Class, dacă mi-aduc bine aminte.
Practic, nemții au preferat decât să investească în, nu știu, într-un motor nou, la fel de eficient, fiabil și economic, precum cel de la Renault, decât să investească timp, bani și efort, ingineri și calcule și scule și tot ce e nevoie să faci să proiectezi un motor de la zero, au preferat să cumpere licența celor de la Renault pentru a folosi motoarele lor. Deci, a fost strict vorba de timp și efort, nu că ar fi incapabili. Sunt sigur că sunt capabili, dar nu și-au mai bătut capul. Iar cât despre fiabilitate, cele 1.5 de cei mi se par absolut fenomenale ca și motoare. La Peugeot Citroën, la fel, motorul de 1.6 HDI a fost rezistent. Cunosc persoane care au Citroën C4, Citroën C3, cred că e 1.4 HDI. La fel, au fost destul de fiabile. 200.000, 300.000 de kilometri, am văzut motoare fără probleme cu acești kilometri. Peugeot stă foarte bine pe sistemul de injecție, deci e foarte bine optimizat. Asta am auzit de la multe persoane și, într-adevăr, am văzut puține Citroenuri Peugeot-uri care să vină în serviciu, domnule, nu mai merg bine injectoarele sau vreau să schimb injectoarele sau vreau să schimb un injector. Cu toate că tot cam în rail folosește și Citroen Peugeot pe cele diesel, nu știu, n-am văzut să fie foarte multe probleme precum la alte branduri. Nu zic că sunt indestructibile, dar mi se pare că ăsta e punctul lor forte, pe injecție. Pe design, la modelele mai noi, tocmai ce am făcut review la un Peugeot 508, care arată foarte bine atât pe exterior cât și pe interior, are câte puțin din fiecare, este spațios și îți oferă și motorizări care sunt potente, au putere. Cutia automată la modelul 508 a fost cu mult îmbunătățită, adică au renunțat la cutiile lor vechi robotizate sau manuale automatizate, ca să le spun pe românește. Au trecut la cutiile automate clasice Aisin, japoneze, cu 8 rapoarte, care este foarte bine optimizată și este foarte confortabilă. Deci, jos pălăria pentru Peugeot, că a trecut de la o cutie robotizată la o cutie automată clasică, care este și fiabilă, mai ales de la Aisin, care are multe cutii de viteze puse și pe Audi Q7 și pe alte mărci binecunoscute, modele de asemenea. Citroën are și gama DS, care nu știu de la ce vine DS, dar e gama lor premium de la Citroën, DS3, DS4, DS5. Zici că sunt mașini din Transformers, interiorul este foarte luxos și ăsta este punctul lor forte. De asemenea, cei de la Citroën și Peugeot urmează să mai fac un clip legat de mașini de firmă cât de curând, dacă nu îl filmez chiar acum, dacă stau să mă gândesc bine. Cei de la Citroën Peugeot au niște mașini care sunt foarte accesibile și se bat cu mașinile ieftine precum Dacia Logan. Și anume, Peugeot 301, mașină cu motor de 1.2 benzină sau 1.5 diesel, pe care ți-o cumperi cu 10.300 de euro preț de pornire TVA inclus. Adaugi un Rabla, 400 de euro sau cât costă, 6.000 și ceva de lei prin programul Rabla. Deci mai scazi 1.300 de euro, te duce în 8.800-8.900. Dacă o cumperi pe firmă, mai deduce încă vreo 1.000 și ceva de euro, 1.600 de euro. O iei cu 7.200 de euro fără TVA prin programul Rabla pentru persoane juridice. Deci mi se pare o mașină care are din toate câte puțin. Adică, na, e simplă, e clasică, frână de mână clasică, cutie manuală, roți pe 15 inch, ai Bluetooth, intrare auxiliară, USB, airbag-uri, aer condiționat, nu știu, radio. E o mașină simplă, clasică, fără dotări, foarte bună de tăvăleală, foarte bună de oraș, fără turbosuflantă pe benzină, este aspirată natural în 4 cilindri. Și eu nu știu, eu o văd ideală pentru cineva care are o firmă și vrea mașini pentru firmă. Deci poate mai și negociezi ceva la preț cu cei de la reprezentanță și îți cumperi o mașină de firmă nou-nouță, mai bună decât o Dacia Logan ca și siguranță, confort, dotări, cu 7.000 de euro fără TVA, prin programul Rabla. Deci mi se pare o super afacere. Eu am condus în Maroc când am fost acum câteva luni. Am avut pentru o săptămână un Citroen C3 1.5 diesel care, din câte am văzut, avea alte norme de poluare față de cele din Europa, deci nu avea filtru de particule, nu avea start-stop, nu avea AdBlue. Opacitatea era de 1.5, pe când în Europa opacitatea la Euro 6 este de sub 0.5, 0.4, 0.3, 0.5. Deci astea sunt valori pentru ITP, dar, repet, au alte norme de poluare
până la urmă nu Europa, este Africa, este în Maroc. Am avut mașina pentru o săptămână și am făcut 1350 de kilometri cu ea. Era varianta full. Prin România o astfel de mașină costă undeva pe la 14.800, deci cu Rabla te duci pe la un 13.500 de euro. O mașină frumoasă în două culori, jante pe 16 sau pe 15 inci, Apple CarPlay cu navigație, climatronic, proiectoare, lumini de zi. Deci arăta bine în interior, cu un motor de 1.5 diesel de 100 de cai putere, de 99 mai exact, cu care am reușit să scot un consum de 4.2-4.3. În condițiile în care am mers pe autostradă, am făcut depășiri, am luat amendă în oraș, cu 66 în zona de 60, în Marrakech. Era cam barcă, era cam moale suspensia, bine, era confortabilă, cutia manuală nu prea îmi plăcea cum se simțea, dar pentru vreo 13-14 mii de euro, o mașină foarte frumoasă, economică și zic eu că va fi și fiabilă. Trăim niște vremuri în care e foarte plăcut să ai o mașină nouă, e garanție, și aceste mașini din gama ieftină, mai ales la francezi, că ei sunt experți în a face mașini un pic mai ieftine față de nemți, față de japonezi, sunt mașini decente, deci îți oferă cam tot ce ai nevoie. Mi-a plăcut enorm de mult Citroenul acela C3 față de multe alte mașini și are un preț mic. Deci cred că o cumperi și mai ieftin de 13.500 cu rabla dacă ți-o iei pe benzină și tu ești într-o singură culoare, deci e super ok ca preț. Deci ca să rezum toată treaba asta, am o părere bună, decentă, frumoasă despre mașinile franțuzești. Ca dezavantaje, sunt cam plasticoase, nu la fel de plasticoase ca unele japoneze și nu știu ce dezavantaje aș putea să le mai spun, pentru că totuși vorbim de mașini care sunt ieftine. Dacă era la preț de o mașină premium nemțească, aș fi zis că băi, e ieftină, e nașpa, e nu știu cum, dar având în vedere ce preț au aceste mașini, nu știu, ție un Renault Talisman cu 30.000 de euro care zici că e navă spațială, ai toate dotările. La un brand nemțesc, 30.000, ți-o iei super, super clasic, n-ai nicio dotare. Nu știu ce ții, în seria 1 fără dotări prea multe sau în seria 3 la fel fără dotări prea multe. Am o părere bună despre mașinile franțuzești, în special despre, cred că despre toate de fapt, nu știu, toate îmi plac. Mai ales acum că Renault insistă cu gama electrică, cu Zoe, care are o autonomie de 400 de kilometri, poate prind una să o conduc. Peugeot 208 la fel, tot vorbeam de modele de Peugeot. Peugeot 208 la fel, îți iei un Peugeot 208 cu motor de 1.2, cu dotări, arată bine, cu 10.300 de euro, TVA inclus. Îți iei Renault Zoe cu 29.000 de euro, în condițiile în care 10.000 primești de la stat, deci o duci în 18.000 de euro, 19.000. Și mai primești încă 1.500 de euro de la Rabla, deci o scoți în 16.500 de euro cu TVA, dacă deduci TVA-ul te costă 15.000, 14, nu știu, în jur de 15-16.000 să zicem dacă ți-i varianta puțin mai echipată. Nu schimbi ulei, nu schimbi distribuție, nu ai pistoane, nu ai componente aflate în mișcare, ai antigel, baterii, lichid de frână, plăcuțe, anvelope, parte mecanică, niște LED-uri care se vor strica în nu știu câți ani și bateriile oricum țin. Vor veni mașini care vor fi tot mai bune, care vor avea autonomie cât mai mare și ușor, ușor o să trecem către electrice. Personal mi-aș cumpăra în oraș o mașină electrică, dar cine va avea o mașină electrică, cu siguranță va mai avea încă o mașină de, nu știu, de drum lung, clasică, convențională. Și cam asta este părerea mea despre mașinile franțuzești. O părere bună. Sunt curios ce părere aveți voi despre aceste mașini în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.